Internaționalul moldovean Alexandru Eporeanu a fost integralist pentru Istanbul Başak Şehir în partida din deplasare cu belgenii de la Club Brugge. Echipa sa a remizat scor 3-3 și este favorită la calificarea în play-off. Înfrângere însă pentru românii Claudiu Cheșeru și Cosmin Moții. Echipa lor Ludogorița a cedat în deplasare cu Hapoel Beersheva din Israel. Belgenii au început tare duelul și în minutul 6 Bonaventure deja a deschis scorul. Totul a pornit de la o pasă greșită a lui Alexandru Iepureanu. După un sfert de oră, gazdele aveau un avantaj de 2-0 pe tabelă. Dancewheel a executat perfect o lovitură liberă. În mitanul secund, scenariul a fost unul invers. Turcii au mărit turațele motoarelor și Mosoro a redus din diferență cu un șut fără șanse pentru portarul advers. S-a făcut 2-2 în minutul 64 după ce Elia a ridiculizat doi fundași adverși și a înscris fără probleme. Mai multe echipa lui Alexandru Iepureanu a trecut în avantaj cu un sfert de oră înainte de final. Mosoro și-a trecut în cont dubla cu un șut frumos peste portarul advers. Nu a fost de acord cu înfrângerea belgienilor Dancewheel, care a restabilit egalitatea în minutul 79. Scor final 3-3, iar Istanbul Başak Şehir pornește cu prima șansă la calificarea în play-off, în returul care va avea loc peste o săptămână în Turcia. Într-un alt meci, Claudiu Cheșeru și Cosmin Moții au fost integraliști pentru Ludogoreț Razgrad, care a pierdut pe terenul lui Hapoel Beersheva scor 0-2. În Vakajeme și Ohana au înscris în două reprize diferite pentru învingători. Returul va avea loc peste o săptămână, iar calificarea nici pe departe nu este decisă, având în vedere cum joacă în propriul Fiev campioana Bulgariei.